ce faceți? Îmi place să încep vlogul ăsta cu bună ce faceți de mor. După o lungă perioadă în care m-am tot plâns de dureri de spate, de vreo săptămână n-am mai putut să mă mai mișc și a trebuit să mă mișc pentru că am avut concerte. Și pentru că am avut concerte în diverse locuri sau, mă rog, zone ale țării, abia astăzi, după 4 zile de dureri, reușesc să ajung să-mi fac un vremene și apoi să mergem la doctor să vedem exact despre ce este vorba. Dar ce faceți, doamnă? De ce stați în poziția asta așa răstignită? Pentru că oare sunt bătrână. Hodoroagă! Să zici, mă, hodoroagă la păi dacă ești hodoroagă? Păi da, dar și când îmi revin, ce faci? Că nu o să poți să ții pasul cu mine. Doamne ajută! Să-ți revii. O să fie așa. Nu ești pane. Deci, ca să înțelegeți, suntem în drum spre Remene. Avem o problemă... Cine este Remene? Un tip, un gagiu, un pictor. Avem o problemă medicală cu doamna aici de față. Și anume... Datorită înaintării în vârstă. Datorită înaintării în vârstă, m-am spus eu, hodoroagă. Avem niște dureri de spate cumplite. Deci, și se pare că am avea o mică hernie de disc. Lasă că vedem ce este. Deci, de ce nu m-ai filmat când mi-au pus perfuzie? Nu te-am... Pe de ce te filmezi? Că m-ai lăsat să mă duc singură, să-mi pun perfuzie. Asta singură. E? La banii, ești, la banii ăștia... Cum de ce să... Pune centura, Vlad. Hai puțin să pun și eu Waze-ul ăsta aici și telefonul meu roz. Dacă mă filmai și pe mine când îmi puneau perfuzie, ajungeai și noi, da? Și? Povestește ce, povestește ce zile ai avut. De joi dimineață de la ora 6. N-ai spune-ne Vlad Dolofanu, treci pe bandă. De joi dimineață de la ora 6. Nu vezi conduci tu de acolo? Nu pot. Hai. Că dacă aș putea să conduc, aș conduce, crede-mă. Deci joi dimineață la ora 6 am plecat cu Aveonul către Cluj. De acolo am închiriat mașină și am mers către Sighetul Marmației. Am trecut granița. În Ucraina. În Ucraina. Unde... Am avut un eveniment. După eveniment... Dar zi trecut, mai repede, că ocup tot vlogul. Am trecut granița înapoi, pe în jos. România. Pe jos. Mai după aia am luat mașina, pentru că mașina, Ucraina nefiind Uniunea Europeană, mașina n-am putut să trecem granița cu ea. Am lăsat-o într-o benzinărie. Mulțumesc celor de acolo din Sighet. Cine se uită știe. Crezi că se uită băieții de la Petromul din Sighet? Sigur se uită. Am lăsat mașina acolo, ne-am întors după cântarea la mașina, ne-am întors în Cluj, la ora 7 am avut avion de întoarcere către București. Pentru că a doua zi? A doua zi, la ora 10 am plecat spre Vâlcea. Ai plecat? Groapă. Eu. Ea s-a dus puțin pe la urgență să-i fac o perfuzie, că n-am tot durere de spate. Am cântat la Vâlcea, ne-am întors după cântare. Doamna a plecat la ora 8 cu avionul înapoi în Ucraina. Ta-na-na. Așadar a fost un weekend senzațional. E super. Păi și cum o să stau așa precum Tutankhamon în acest vlog? Hai, atât? Ce mai e? Mai e ceva de spus? Și toată perioada asta a durat o spatele îngrozitor. Nu știu cum s-a suit pe scenă, nu știu cum a cântat, nu știu cum a reușit să danseze. Adrenalina. Și mi-am dat seama... Sâmbătă seara, după ce am terminat de cântat, că am dansat, deși îmi propusesem să nu dansez, pentru că n-aveam voie să dansez. Și după concert, când am început să mă doară, când am început să simt că mă doare foarte rău spatele, mi-am dat seama că am dansat. Dar n-am dansat, am țopăit. Adică... În condițiile în care doamna doctor i-a spus... Să stau la pat. Nu, i-a făcut perfuzia și a zis, păi, mergi acasă acum, te pui în pat. Și o săptămână te odihnești. Și Giulia a spus și cum să fac, că trebuie să plec la Vâlcea și după aia din nou în Ucraina.
ce? Mă enervez, mă, să mă pace, frate, să stai atâta timp fără să spui și tu, bă, mă doare, hai să mergem la doctor. Am o durere de spate, de vreo 4 luni. Și acum stăm și am ajuns în ultimul moment la doctor. Ai terminat? Să mă pace. Aici e spitalul nou? Da, dă nebun, vrei să te las aici? Lasă-mă aici. Nu are sens, mai mergem până lângă. Filmăm cu telefonul deoarece camera noastră este stricată, deoarece copilul nostru mai mare a dat-o pe jos și este încă în servis. 15 milioane reparația. Un fleac. Dar... Asta pentru că maica s-a pus-o pe căciulă. Evident, era tot vina mea. A pus-o pe o căciulă, iar copilul a luat căciula și n-a ținut cont că e și aparatul pus deasupra. Și bang! Vina mea e. Dar ce faci? Că doar nu intri în direct spital. În obiectiv. Păi așa îmi spune, ia și să intru în obiectiv. Că intră în obiectiv. Te văd cum te descurci, frate. Să trăiți, am un remene de făcut la spate, nu pot la să merg cu picioare la Hiperbia. La Hiperbia. Vedeți că e colegul meu, vezi cu ce poate să vă ajute acolo, el pun loc. El știe, Hiperia n-a loc. Mulțumesc. Dar nu remele de făcut, are cu spatele, nu poate să meargă. Unde aveți de făcut? La Hiperia. La Hiperia. După bisericuță, da. Face stânga, așa, da. Acolo cu orientașul ăsta pe loc. Nu mă parcă. Mersi mult. Mersi mult. Hai, mă, mai este și oameni drăguți. Asta am vrut să zic. Ce faci? Zgomotul ăsta este... Suntem la... Are un vampir. Stiuați! Te-ai schimbat? Da, am fost la remene și am plecat schimbatul. Am fost la remene, mergem acum la controlul neurologic. Vedem dacă stă bine cu cap. Cu nervi, clar. Nervi. Controlul de la după remene se pare că n-ar fi. Haide, dar leagă-te! Te-ai tăiat precum maioneza. Hai, ții. Mă ajută, mă. Hai, nu înțeleg. Hernie de disc. A, nu e. Se pare că nu este hernie de disc. Nu. Nu știm ce e. Nu, e doar o iluzie că eu nu încăpeam în cadru. Ești doar tu la fel de mare. Și frumos. E geloasă. Poftim? E geloasă pe fizicul meu. Debordant. Vă ținem la curent. N-are nimic vulpe asta, deci nu-s prost. Unde ești? Deci, doamne și domnule, avem o enigmă. Am fost la controlul domnului doctor neurolog. Și ce credeți că i-a spus? Ai o coloană de nou născut. Așa. Păi și acum deci, eu nu înțeleg, tu nu te bucuri, voi fiu bolnav? Ba eu mă bucur, dar de ce ai dureri? Ginecologie nu, tot în regulă. La rinichi nu. La cap. La coloană nu. Oase nu. Clar capul. Clar. Dar ce faci? Mi-ai dat și mie una? Că tu conduci, hai. Și dacă eu conduc, nu pot să... Știi, mă gândeam după toate investigațiile astea pe care tu le-ai făcut, un singur lucru e foarte bun, știi care? Că n-ai hernie de disc și că poți să cari. Da, Vlade, pe tine nu te-am cărat. Nu? Uite, să mă... tu rămăsete. Nu trebuie să mă cari pe mine, copiii, da. Dacă e nevoie, să-i vii, să-i schimze. Am scăpat. Ai scăpat de ce? De cărat. Dar nu e ca și cum e căratul. Până au zis deci... că a spus doctorul că are o coloană de nou născut?
Nu are niciun fel de problemă? Că totul arată perfect? Nu te mai au, mă, cu mine, niciodată. Păi nu, nu te mai au cu mine, că de fiecare dată când te iau cu mine, n-am nimic. Toată lumea își dă cu părerea. Pentru viață sănătoasă, auzi, respectați mesele principale ale zilei. Tu ce faci? Tocmai am mâncat o înghețată. Și eu cuculeț. Vă mulțumim pentru atenție, dar de ce că tu trebuie să faci finalul? Nu e să fac eu finalul. Că ție este cel mai bine. Cu subscribe și like și... Astăzi a fost ziua investigațiilor medicale, se pare că n-avem nimic, suntem perfect sănătoși. Puteți să dați like and subscribe, să ne urmăriți paginile de Instagram. Mai Julia. Mai ales al lui, că e haos, e nebunie. Moartă. Hai. Și până la data viitoare, NVVV și SMS.